Românii au talent 2022. Copilul Diamant le-a dat lecții de divinitate juraților și a săvârșit un ritual de purificare asupra lui Bobonete. Alexandru Pârgaru a avut un moment cu totul special pe scena Românii au talent. Are 28 de ani, este terapeut și le-a vorbit juraților și spectatorilor despre divinitate, făcându-le o demonstrație de purificare pace, iubire și armonie au fost cuvintele rostite de Alexandru atunci când a pășit pe scena show-ului de talente. Pentru numărul său, Alexandru i-a solicitat ajutorul lui Bobonete. Juratul a luat parte la un ritual în care a trebuit să vorbească în limba aramaică, limba vorbită de Isus Hristos. Andy, am simțit de când a intrat pe scenă că s-a dereglat ceva energetic. E ceva ce mă depășește nu mă calific, nu am ajuns la nivelul ăsta. Tot ce pot să spun este că mă bucur că l-a luat pe Bobonete și nu pe mine. A venit Bobo Slate, nu mai avea putere nici să țină un pahar de apă în mână. Nu am văzut așa ceva. De-a lungul timpului, Alexandru Pârgaru a stârnit numeroase controverse prin interviurile sale. Într-unul dintre ele, concurentul de la România au talent a susținut că Dumnezeu i-ar fi vorbit și i-ar fi trimis un mesaj. Tot el a spus că toată lumea are impresia că soarele este galben sau roșu sau alb, dar soarele este verde. Alexandru Pârgaru, concurentul de la România au Talent, a povestit că Dumnezeu i-ar fi transmis un mesaj legat de oameni, cred în Dumnezeu pentru că el mi-a vorbit și a zis că el ne iubește, că el va fi tot timpul cu noi, cu toți oamenii. Meseria mea este de terapeut, chirurg de lumină. Practic mă ocup de coborârea luminii divine asupra oamenilor. Chirurgia de lumină se ocupă de curățarea, eliminarea energiilor negative, a entităților negative, din toate câmpurile energetice, din toate ceacrele. Poate sună ciudat când vă spun că am stat de vorbă și cu îngeraș și cu demonii. Nu este un lucru anormal. Este un lucru normal. Anomalia este ceea ce se se întâmplă acum, în 3D, ăsta nenorocit în care mai trăiesc încă mulți dintre noi în dimensiunea asta cadaverică, a spus Alexandru Pârgaru, mai de mult, într-un interviu